La modalitatea în care a fost concepută această listă, trebuie să avem în vedere faptul că a fost o discuție în Comitetul Executiv, da, județean, apoi a fost o discuție destul de amplă în Comitetul Executiv Național și s-a ajuns la concluzia că ne trebuie atât oameni din județ care să fac acea muncă politică pe care cu toții o cunoaștem, da, în toate localitățile din județul Prahova, împreună cu organizațiile noastre teritoriale, dar în același timp avem nevoie de specialiști în anumite domenii, da, astfel încât atunci când vom ajunge, da, în Parlamentul României să putem să concepem legi clare, legi care să vină în sprijinul populației. Deci a fost o armonizare a ceea ce și-a dorit organizația județeană cu ceea ce și-a dorit ca și strategie conducerea națională. Cu privire la faptul că doamna Teodoroiu nu cunoaște foarte bine județul, sunt sigur că organizațiile locale o vor sprijini și va avea tot timpul necesar să desfășoare activitatea politică pe care o cunoaștem cu toții.